Partidul, Partidului Românilor din Italia. Bună ziua! Bună ziua! Ce detalii și demnătare aveți despre acest partid? Uitați, deci până acum am aflat din cei 7 români decedați, este o femeie și este vorba despre o femeie și 6 bărbați și că accidentul a avut loc la ora 7, ora locală. De asemenea, a avut loc provenind din Roma, deci la autostrada care vine din Roma. Probabil că dacă familiile care știu cu Roma să telefoneze, le dăm un sfat să telefoneze la autoritatea română, la consulat, pentru a afla date în legătură cu aceste persoane. Puteți să le dați acum acel număr de telefon? Din pot, da, deci la consulat, nu știu dacă va răspunde cineva, oricum vom încerca să facem un fel de punct de întâlnire între autorități și familiile victimelor și noi am români, deci se înscriu într-un lanț lung de mor suspecte cu victima în cetat român care practic nu se știe exact în ce cauza au murit. Și colegul dumneavoastră a spus că probabil proveneau de la muncă. Deci numai săptămânile trecute au avut loc alte accidente suspecte. Săptămâna trecută știm de cazul Culubeanu și vara este un adevărat boom de mortalde, cum ne spun italieni. Deci români care muncesc la negru și... Așadar, aveți la îndemână numărul de telefon? Eu pot trimite și difuza deci în edițiile următoare. Da, mulțumim pentru intervenția noastră. Care fermă a faptului că în accident au fost implicați români? Da, deci este confirmat, mai precis se vorbește despre muncitor român. Deci nu despre turiști. Înțeleg că și produsul avea număr de România, exact asta ne spunea în urmă cu câteva momente corespondentul nostru Mihai Iordache. Știți cumva care era traseul lor, de unde veneau, unde mergeau eventual? Se știe, era pe autostrada care leagă Roma de Napoli. Nu se știe exact care era destinația microbuzului. Șoferul era și el român? Despre acest lucru nu avem date ca să vă comunicăm. Pot să vă spun că noi am fost în continuare în legătură cu responsabilii de la centrul poporului, deci de la Sfânt Multe. Și am aflat și spitalele unde au ajuns trei din conaționalii noștri, din care unul, din păcate, a decedat la puțin timp după ce a ajuns în spital. Vom încerca de asemenea să luăm legătura cu familiare care se vor prezenta la spitale. Ne spuneți că se știe sigur că erau muncitori, că erau acolo pe cont propriu, închidem. Nu, acest lucru nu se știe. Înseamnă este o zi de lucru și probabil totuși că se duceau la un loc de muncă. Sunt foarte multe români care lucrează la negru și sunt luați de microbuz exact pe anumite puncte de întâlnire între patron și muncitori. Pentru că ne spuneați că ați intrat în contact și cu spitalele unde au fost internați cei răniți. Da, este vorba despre Spitalul San Camillo, Spitalul San Andrea și Spitalul. Este vorba de 6 sau de 7? Nu, este vorba inițial, din păcate, au murit pe loc 6 persoane, ulterior, unul dintre românii care ajunsese în unul de spitale a decedat. Deci a decedat după internarea la spital. În acest moment, pe autostrada de lângă Roma, unde s-a produs accidentul, traficul a fost redeschis, a fost ridicat. Până acum o oră încă nu puteți restabilit, să trecem direcționat înspre Florența să facă un traseu alternativ. Ați fost vreun moment contactați de Ministerul Român al Afacerilor Externe, pentru că ultimul comunicat venit de la centrala diplomației românești ne arată că încă verifică datele despre acest accident Bucureștiul și nu poate confirma faptul că ar fi fost români implicați. Clar, mai bună decât Ministerul. Deci, noi nu am fost contactați cu oamenii perfect. Nici, din păcate, nu răspund la telefon, dar aproape sigur că este vorba despre români, pentru că poliția stradală a găsit asupra lor documente românești, deci nu cred că se poate pune la îndoială.
la faptul că erau români. Și în plus am înțeles că și numărul de înmatriculare era unul din România. Vă repet, nu am confirmare legătură cu matricularea Mercedes. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Italia, o spuneam și puțin mai devreme, Ministerul Român al Afacerilor Externe spune că încă verifică datele despre acest accident pentru a afla dacă au fost sau nu implicați cetățenii români. Purtătorul de cuvânt al poliției italiane deci a declarat la rândul său că nu poate confirma, dar nici infirma, dacă toate victimele sunt de origine română. Quelli che sono i primi accertamenti che stiamo ancora facendo, ovviamente In Italia 7 persoane de naționalitate română și-au pierdut viața și 2 au fost rănite după ce microbuzul cu care călătoreau s-a răsturnat pe autostradă în apropiere de Roma. Microbuzul era înmatriculat în România, iar poliția a găsit acte de identitate românești asupra victimelor. Pentru detalii, intrăm acum în legătură telefonică directă cu Miruna Căjbăneanu, purtător de cuvânt al Partidului Românilor în Italia. Bună ziua din nou, doamnă Căjbăneanu! Hop! Mă auziți, doamne Cărbăneanu? Vorbă cu unul dintre răniți? Nu. Deci nu am reușit să stăm de vorbă. Acum jumătate de oră, președintele partidului, domnul Giancarlo Germani, s-a dus la spitalul Sandro Pertini, unde este în sala de operație încă una din victimele accidentului. Este vorba despre o româncă. Nu am putut afla decât vorbind cu chirurgul Hicol. Și este încă, se află acum în sala de operație. De asemenea, am vorbit cu Stefano Valentini, de la care se ocupă de urgențe la statul spitale din Roma, și se pare că este vorba despre șase victime, urmând ca celelalte trei deci să fie sunt internate în spital. Unele se află în sala de operație. Deci, Națională de presă, cum se vorba despre șase, am avut confirmarea că totuși în aceste trei spitale au ajuns românii, deci, deși în condiții grave, totuși au ajuns în viață. Înțeleg că viața unuia dintre cei trei răniți nu este în pericol. Ce știți despre starea celorlalți doi? Nu știm mai multe. Cu siguranță doamna care se află la spital nu este în pericol grav. Deci nu este în pericol de viață. Și sperăm ca și ceilalți doi capitoni naționali care se află în spitalul San Camillo și Sant' Andrea să fie bine. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în jurnal. Am vorbit în direct prin telefon cu Miruna Căjbăneanu, purtător de cuvânt al Partidului Românilor din Italia. Încercăm să obținem și o reacție oficială de la București. Intrăm în legătură telefonică directă cu purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Ilie Bonică. Bună ziua, domnule Bonică! Bună ziua!